Am ajuns la interiorul Muzeului de Istorie a Universității din Cluj. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit! Numele meu este Ana Maria Stan, sunt cercetător în cadrul Muzeului de Istorie al Universității Babeș-Bolyai și mă bucur să vă primesc la noi. Să vă prezint pe scurt micul nostru muzeu. Da. Trebuie să vă spun că nu este singurul muzeu care există în cadrul Universității Babeș-Bolyai. Avem mai multe muzee și dedicate științelor naturii și științelor socio-umane, iar acesta în mod special este dedicat istoriei instituției, deci a universității care astăzi poartă numele Babeș-Bolyai, și implicit prin istoria universității veți afla lucruri despre istoria Clujului. Acum, trebuie spus că acest muzeu a fost înființat în 2001 și în această locație pe care o vom vizita astăzi, în această clădire care este și ea o clădire istorică, ne aflăm din anul 2007. Da. Să începem. Da, este, cum spuneam, un muzeu relativ mic și am încercat să grupăm aici atât parte de, să zicem, instrumente, aparatură, așa cum se vede în jur în această seară, aparatură și instrumente care au fost folosite de studenți la seminarii și la cursuri de-a lungul vremii. De exemplu, câteva din cele mai interesante și mai vechi obiecte sunt aceste tuburi de descărcare gaz care datează de la sfârșit de secol XIX. Așa cum se vede și în poză, sunt foarte și decorative. Dacă s-ar pune un fir de curent electric, un fir de minus și plus la cele două capete ale tubului de sticlă, acel fluturaș pe care îl vedeți, de exemplu, ar străluci și ar scânteia exact pe principiul, să spunem, becului de astăzi, becului modern. Avem, cum îmi place mie să le spun copiilor când vin în vizită, strămoșul DVD playerului probabil de astăzi, adică aparate de proiecție care funcționau cu plăci de sticlă, da. Și care știm din documentele vremii că erau folosite de anumiți profesori, ca de exemplu de Emil Racoviță când preda cursul de biologie, sau de profesorul Colioran Petranu care preda cursul de istorie artei când arăta studenților, nu știu, biserici și alte monumente din țări străine pe care le avea, cum spuneam, fotografiate pe plăci de sticlă. Deci le proiectau, imaginea, da, pe ceva, sunt, pe un perete, pe ceva. Cum e astăzi, v-am zis, DVD sau retroproiectorul. Modern astăzi. Da, da. Și ele datează cam din anii 20-30, deci de la începuturile Universității Românești. Și mai avem așa, apropo, nu sunt toate, pentru că ne-ar trebui foarte mult spațiu ca să adăpostim toate instrumentele interesante și valoroase. Avem, de exemplu, acest spectrograf de prin anii 50, produs de firma Zeiss, care era folosit pentru experimente cu lumină la Facultatea de Fizică. Și, mă rog, astăzi, cum se știe, totul se cam face pe computer, deci acestea au devenit piese de muzeu, da. Și sunt spectaculoase, așa ca, să zic, și dimensiune și ca mod de a funcționa. Înăuntru există o prismă și, în principiu, exista un generator de curent care trecea prin o mulțime de lentile și prin acea prismă lumina și, într-un final, lumina albă se descompunea în lumină colorată. Asta înseamnă, de fapt, spectrograful, sau asta face un spectrograf, să descompună lumina albă în lumină colorată, în culorile curcubeului. Deci, colegii de la fizică pot să facă diferite experimente privind intensitatea luminii și alte caracteristici ale ei. Și această mică parte este așa numită colecție tehnică, unde, de exemplu, avem, dacă tot vorbim, și aceste foarte spectaculoase pendule, aceea este de la sfârșit de secol XIX, pendule care au existat pe vremuri în fiecare birou de profesor și în fiecare sală de curs a universității. Deci am reușit să le recondiționăm, ele funcționează, nu le-am mai tras acum recent, dar funcționează și le putem auzi. Și ne-am bucurat că am putut să salvăm. Deci, a sfârșit de secol XIX, anii 30-40, cam așa, aceasta e un model mai nou, dar sunt tot parte din patrimoniu, că de multe ori, apropo de ce înseamnă patrimoniu, avem, cred că, fiecare obiect în casă și nu conștientizăm că au și o valoare, pe lângă, poate, sentimentală și istorică, pentru că nu e de la bunica sau de la... Da. Mă rog, străbunica. Și acum să mergem către partea propriu-zis de istorie universitară.
Știu că deja puțin ați pomenit chestiunile cu tradiția iezuită care e și pe sigla universității. Aici sunt câteva imagini cu principele Ișvan Bátori, care a înființat colegiul iezuit de la Cluj și, mă rog, și strămoșul, colegiul de la Vilnius, deci strămoșul universității de astăzi din Vilnius. Și imagini cu profesorii, așa, cu profesorii, puneți-o da, noastră. Cu profesorii, așa, așa. Să ne arătați. Deci ăsta da. Este Ișvan Bátori, da. Care e principele Transilvaniei, în timpul căruia în secolul XVI s-a înființat colegiul iezuit. Atunci el era principe al Transilvaniei și rege al Poloniei și de-aia spuneam că a înființat și colegiul din Vilnius, care este strămoșul universității de astăzi din Vilnius. Deci tot așa un colegiu iezuit la Vilnius. Iar aici sunt imagini, cam cum astăzi nu mai există clădirile, sunt ruine, la capătul străzii Cogălnicianu, lângă biserica reformată, cam cum ar fi arătat clădirile acestui colegiu. Planuri arhitecturale făcute de un arhitect italian și cam cum ne imaginăm că ar fi arătat clădirile acestui prim colegiu, acestei prime școli superioare care a existat la Cluj și care, cum am zis, de la care ne revendicăm tradiția academică și care este pus ca an de fondare pe sigla universității, 1581. Da. O să fac un pic un fast forward, trecând peste partea de tradiții, către Universitatea Modernă. Este o istorie foarte interesantă și, cum spuneam, e legată de istoria Transilvaniei și, de fapt, universitatea, o să vă și spun și o să vă și explic, deci are o mulțime de forme și de nume. Universitatea Modernă apare la 1872. Transilvania în acea perioadă era parte din Imperiul Austro-Ungar. În consecință, în momentul când universitatea va fi înființată, împăratul Austro-Ungariei este Franz Iosif și, după o vreme, după înființarea universității, el acceptă să dea numele său Universității Clujene. De aceea aici vedeți Universitatea Ferenc Iosif, e forma maghiară a numelui împăratului. Cei de aici, acesta, Berde Aron, este primul rector al universității, era economist în cadrul facultății de drept, iar Broșoi un alt rector. Foarte interesant și o tradiție care ține doar de Transilvania și cumva preluată dinspre spațiul Europei Centrale, spațiul german, spre deosebire de universitățile din București, Iași, la Cluj era un rector pe un an de zile. În momentul când se înființează Universitatea Franz Iosef, universitatea a avut 4 facultăți, să zic modelul clasic european, medicină, drept, științe, în sens generic, era matematică și științele naturii, de fapt, și litere și filozofie. În cadrul medicinei, trebuie spus, funcționa și o secție de farmacie. Și aceste 4 facultăți arcătuiau universitatea, cum spuneam, rectorul era ales pe un an de zile și se roteau între ei. Nu era 2 ani de la aceeași facultate rectorul, asta era foarte interesant. Și el devenea, dacă un an a fost prorector, ulterior devenea prorector. Da. Asta din perspectiva a, cum zic, ajutării administrației. Bun. Acum, ce ar fi de spus, evident, universitatea fiind o universitate în cadrul Imperiului Austro-Ungar, limba oficială de predare era limba maghiară. Da. În schimb, știm că exista o catedră de limbă română care se preda ca o limbă străină, aproape cum s-ar preda astăzi, nu știu, engleza sau franceza, unde au existat doi profesori destul de cunoscuți pentru istoria limbii române, primul Grigore Silași și al doilea Grigore Moldovan. Referitor la studenți, studenții erau din Transilvania majoritari, dar nu erau exclusiv maghiari. Erau și evrei, și germani, și mulți români. Și avem exemple de diplome, și aici este o diplomă, dacă veniți poate așa să o vedeți mai bine, o să vă explic puțin legat de această diplomă, scuze. Deci în diplomele, asta este diplomă de doctorat, în care scrie în latină și, scuze. Așa. Și vedeți, este numele studentului, vârsta și religia. Și religia era foarte importantă pentru că existau perioade în care numele studentului era scris, să spunem, cu grafie sau maghiarizat, dar dacă te uitai la religie, vedeai că este greco-ortodox sau greco-catolic, ori un student greco-catolic nu putea fi maghiar. Că era român sau greco-ortodox, dacă apare la religie. Și de aia spun că, de exemplu, dacă îl căutăm pe
Iuliu Hațăganu, care e foarte cunoscut și astăzi este patronul Universității de Medicină din Cluj. Îl căutăm, el a fost student la Cluj în timpul Universității Maghiare. Și dacă îl căutăm în registrul matricol al studenților, el apare acolo Iulia Hațăgan, nu Iuliu Hațăganu. Dar în diplomă și așa vedem că este, da, studentul respectiv care este român și identificăm. Și asta era foarte important. Acest lucru s-a păstrat în diplome până în perioada interbelică, de fapt până au venit comuniștii. O să vă arăt ce alte diplome. Da. Așa. Bun. Acum, deci vă vorbeam de rector, vă vorbeam de studenți. Aici aveți imagini și probabil puteți să le faceți că suntem chiar peste drum de clădirea centrală. Aceasta este clădirea centrală a Universității Clujene, clădirea istorică, landmark-ul Universității, construită și inaugurată la 1902, construită deci la sfârșit de secolul XIX și s-a terminat și s-a inaugurat la 1902, în același an cu statuia lui Matia Corvin. Deci, da. Clădirea Universității și statuia s-au inaugurat în același an. Și din cauza că s-a făcut Universitatea la Cluj, tot ce vedeți aici, clădirea aceasta care inițial a fost cămin studențesc, astăzi este sediul Facultății de Drept. Această imagine de ansamblu unde sunt clinicile universitare, această imagine cu Biblioteca Universității. Deci toate aceste clădiri au fost o mulțime de clădiri publice construite în zona centrală a orașului, special pentru universitate. Și asta a atras și populația în Cluj și a dezvoltat urban orașul, cel puțin în zona asta centrală, la sfârșit de 19, început de 20. Aici sunt niște imagini cu ce clădire a existat înainte. Deci asta este Biserica Catolică, o clădire tot așa publică, înainte de clădirea Universității și apoi cum ea s-a dărâmat, ce a fost construită clădirea Universității. O imagine din lateral, cu, mă rog, diferitele etape. Imagini, după cum vedeți, din v-am arătat diploma, avem și câteva carnete de student. Cam asta a fost atmosfera și destul de mulți studenți. Cam 2-3.000 de studenți erau pe an la Universitatea Maghiară, ceea ce pentru acea vreme era mult. Da. Războiul, vine primul război mondial, vine pe scurt unirea Transilvaniei cu România. În consecință, totul se schimbă în Transilvania și, în primul rând, problema universității. După ce românii intră și preia administrația și aveți aici o copie a decretului în care foarte frumos se spune, decretul semnat și publicat în Monitor Oficial, decretul semnat de regele Ferdinand, se spune acolo, vedeți, Universitatea Maghiară din Cluj se transformă în Universitate Românească începând din 1 octombrie 1919. Și pur și simplu asta se întâmplă. Deci se, cumva, în ghilimele, naționalizează Universitatea Maghiară. Deci toate clădirile de care vă spuneam sunt preluate de către români. Rămâne provocarea cea mai mare faptul că nu sunt profesori. Studenții ar fi fost, pentru că sunt toți tinerii care înainte s-au dus să lupte în război sau care fusese înrolați la universitate și acum vreau să vină să-și termine studiile. Deci studenți potențiale aveam. Bun, se schimbă limba de predare, e clar, cu universitatea devenind Universitate Românească, dar n-aveam profesor, pentru că profesorii maghiari care predau la Cluj au, să zic, nu au fost de acord să predea, să învețe română, să predea în limba română studenților României, s-au considerat cetățeni maghiari, au plecat în Ungaria. Nu au vrut, de fapt, să... pentru că atunci profesorii fiind asimilați funcționarilor publici trebuiau să dea un jurământ de credință României și regelui României, ori profesorii de la Cluj nu s-au, cum să spun, nu au dorit să facă acest lucru și s-au refugiat în Ungaria. Și aveam clădirile, aveam studenții, n-aveam profesori. Și atunci se face o comisie universitară, care este aici, în care sunt o mulțime de personalități ale vremii, Iorga, Pârvan, Victor Babeș, Sextil Pușcariu, sunt în principal profesori de la București și de la Iași, de la universitățile din București și Iași, cei mai importanți, cei mai mari. Și câțiva ardeleni care studiaseră la universități din străinătate și care toată vara lui 1919, în această comisie universitară, discută cum să se organizeze Universitatea Românească, care să fie catedrele. Și cumva sunt un fel de comisie și de concurs, ei vor primi dosare și vor selecta pe noi profesori de limbă română ai Universității Românești. Și aici este o listă cu primul decret,
sau să zic, prima generație de profesori de la Universitatea Românească și catedrele, tot așa, un decret, un document publicat în Monitor Oficial, deci cu, să zicem, aprobarea regală. Și toate numele acestea, vedeți, Emil Racoviță, Florian Ștefănescu Goangă, sunt, să zic, generația de aur și astăzi de multe ori le întâlnim numele în clădirea universității, nume de săli, de curs și așa mai departe. Sunt toți mari personalități, Alexandru Borza, Cecil Pușcariu este primul rector român, tot așa, un an de zile, de aceea 1919-20 ales. El venea de la Cernăuți, unde profesase ca profesor de limba română la Universitatea Germană din Cernăuți, universitate tot din Imperiul Austro-Ungar. Și pentru că avea experiența acestui sistem educațional, a fost chemat și la Cluj să facă tranziția de la universitate de Imperiu Austro-Ungar către o universitate românească. Și aceasta este o imagine de epocă a Aulei Magna. Aproape identic, aproape identică este și astăzi, mai puțin, vedeți, aici era un fel de tron. Acum nu mai există tronul, că noi suntem Republică. Aici acum este doar un scaun și un pupitru deosebit și acolo stă de obicei cel care primește, să spunem, titlul de honoris causa. Da. Și scaunele, mobilierul sunt aproape la fel, candelabrele din Aula Magna. Ce s-a schimbat este că pe acești pereți acum este un mozaic, o pictură mozaic foarte frumoasă. Poate o să vă arăt niște imagini cu Aula Magna și le puteți adăuga. Bun. Povesteam, deci, în cealaltă sală despre cum s-a întemeiat Universitatea Românească. Mai există câteva schimbări demne de menționat și anume, în primul și în primul rând, în mod evident, este numele universității. Fiind în România mare, nu se mai putea numi universitatea după Franz Iosif, după împăratul Franz Iosif, și avem mai multe momente importante. Primul este venirea familiei regale la Cluj, aici sunt câteva imagini din anii 1920, când vin în mod special la Cluj, deci regele Mihai cu regina Ferdinand, și inaugurează universitatea. Vedeți aici programul sărbărilor de inaugurare, a fost un eveniment și cultural și politic, s-a inaugurat și universitatea și cumva teatru național în același timp, dacă vă uitați ce interesant e tot programul, cu aceste foarte drăguțe bilete de trotuar distribuite populației care unde să stea să întâmpine cortegiu și cu publicații. Evident, au fost publicate volume în română, în franceză, pentru că n-a venit numai familia regală, au venit și reprezentanții guvernului, reprezentanții ai universităților din străinătate, din Franța, din Italia, mai puțin universitățile din țările care pierduseră războiul. Deci, ideea oricum, sau să zic așa, în spatele momentului acesta de inaugurare a universității era cumva ideea că recâștigăm pentru cultura latină, Transilvania și instituția în sine, universitatea, și atunci vom fi, mă rog, ne vom dezvolta în cadrul statului românesc. Și în 1927, când regele Ferdinand moare, Universitatea Românească, în semn de recunoștință pentru faptul că familia regală a venit și chiar a făcut și o donație în bani pentru dezvoltarea universității, Universitatea din Cluj cere permisiunea și se acordă permisiunea, va adopta numele regele Ferdinand I. Deci din 1927, Universitatea Clujeană, cu cele patru facultăți ale ei, se va numi Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj. Aici, în 1930, sunt iarăși sărbări, cum vedeți, 10 ani de Universitate Românească. Și vine, e Regina Maria, deja e Regele Carol și Prințul Nicolae. Asta e o poză din Aula Magna. Vin și, mă rog, serbează 10 ani de Universitate Românească și se dau și titluri de honoris causa. Regina Maria primește titlul de honoris causa al Universității din Cluj. Cred că ar fi primit și Ferdinand, dar el deja nu mai trăia. Tot așa, cum am spus, în semn de recunoștință. Și aici jos mai avem alte chiar poze ale diplomelor, mult mai, poate mai bune. Acest original al Reginei Maria, din câte știu, e la Palatul Peleș, al acestui titlu. Astea sunt titluri date unor savanți străini, prieteni ai României. Asta este un profesor din Italia și aici era ministru, contele de Saint-Oler, foarte cunoscut, ministru Franței în România în timpul Primului Război Mondial, care a susținut cauza României, unirea, a susținut și faptul că misiunea Berthelot trebuie să vină în România și așa mai departe. Și
toți prietenii României au fost onorați cumva la 1930. Imagini de epocă, cum arătau sălile de curs, bibliotecile, căminele, laboratoarele. Astea sunt fotografii originale din anii 30. Asta mi se pare interesantă cu studenții și vedeți, sunt portretele legate sus acolo pe perete. Era sala de lectură din cămin, de exemplu. Așa. Galeria Rectorilor, până în 32, pentru că în 32 se dă legea unitară a învățământului. Tot așa, un an un rector. Deci da. Abia în 32 se renunță la obicei un an și se trece la mandată de, mă rog, 5 ani. Până atunci sunt rectorii aceștia, vedeți nume foarte mari, Racoviță, Iuliu Hațăganu. Emil Hațăganu era fratele lui Iuliu Hațăganu, deci și atunci existau, să zicem așa, dinastii academice. Emil Hațăganu era profesor de drept. Sunt nume cunoscute în istoria științei, toate aceste nume. Așa. În perioada interbelică, un alt eveniment legat de familia regală este construirea și inaugurarea Colegiului Academic, unde astăzi este sediul Facultății de Studii Europene. E chiar la doi pași de muzeu, o să vedeți și la noi. Și aici e momentul, în 1937, cortegiul legal în Piața Unirii, care vine spre universitate cu toate trăsurile. Aceasta este clădirea, Colegiul Academic. Dacă vă uitați, sunt imagini de epocă, dar sunt foarte moderne și ca mobilier și așa. Deci Carol al II-lea vine și inaugurează special această clădire, această construcție, care e important de spus pentru probabil cei care ne vizitează, a fost construită, ridicată de arhitectul George Cristinel, aceleași arhitect care face și mausoleul de la Mărășești și care face și Catedrala Ortodoxă din Cluj. Deci și ăsta e un program de construcție, de clădiri, apropo de România Mare și de clădiri publice făcute de stat român după unire în orașele din Transilvania. Rectorul din acea vreme, Florian Ștefănescu Goangă, de aceea astăzi colegiul academic îi poartă numele Florian Ștefănescu Goangă, un psiholog destul de important. Și vedeți imagini, astea sunt imagini cu robele academice de la momentul când se dă titlul de honoris causa lui Carol al II-lea. Aici Carol nu este în fotografie, dar a primit și el titlul. Bun. Nu insist chiar pe tot ce avem, dar din nou câteva imagini interesante cu vizitatori străini. Asta e o poză foarte frumoasă pentru că îl avem pe Emil Racoviț aici, cel cu barba albă. Îl avem pe Iuliu Hațăganu, acesta în costum de doctor, și în centru era rectorul Universității din Paris, de la acea vreme, Sebastian Charletti, iar aici, în stânga, este Florian Ștefănescu Goangă, rectorul de atunci al Universității Clujene. Și sunt o mulțime de astfel de vizite, conferințe, congrese, ca și astăzi. Deci legăturile internaționale ale Universității erau tot așa foarte, foarte importante încă de atunci. Dacă ne continuăm drumul, aici sunt imagini cu institutele de cercetare ale celor patru facultăți inițiale, da? Științele, literele, filozofie, dreptul și medicina, cu prima generație de profesori. Avem diplome, asta poate că ar fi interesant să o arătați, că vă spuneam în cealaltă sală, că pe diplome se scria religia. Și dacă vă uitați, da? Universitatea Ferdinand I din Cluj, diploma emisă în numele maestății sale Carol al II-lea, numele studentei pare un nume maghiar, Margareta Gheră, pare un nume maghiar și scrie născută la Budapesta, dar religie mozaică. Deci, o evreică maghiară care studia ce? Franceză și istorie la Universitatea Românească din Cluj. Apropo de frumos, multiculturalitatea, da, Transilvaniei, deci și chiar dacă universitatea a devenit română, studenții nu erau numai exclusiv români. Mai erau în continuare mulți evrei, mulți germani, mulți maghiari. Și dacă veniți un pic aici mai aproape, o să vă, cred că ar fi interesant să insistați pe acest document. Deci, mai ales la drept și la medicină erau mulți studenți evrei și în anoarele universității, nu știu cât de bine se vede dacă faceți un close-up, vorbind de multiculturalitatea Transilvaniei, acest document este foarte interesant pentru că este un extras din anoarele universității din anii 30. Aici
vedeți că sunt litere, numele studenților și anumite litere. Și spuneam că studenții, deci își declarau religia sau origine etnică și aici sunt scrise aceste lucruri care astăzi s-ar considera poate discriminatorii și pe care nu le mai declarăm. Deci era așa, M maghiar, R român, G german și E evreu. Și asta arată cât de diverse erau naționalitățile care studiau la Cluj, mai ales la drept și la medicină, studiau foarte mulți studenți evrei. Da. Au și fost tulburări antisemite chiar în anii 20, mai devreme poate decât cele clasice, cu Moța și cu... Adică, de fapt, Moța a început la Cluj, dar după aceea cu Codreanu în anii 30. Dar în anii 20 au fost tulburări la Cluj din cauza asta. În fine, s-a trecut peste moment cu destul echilibru, aș zice, și a rămas universitatea, așa cum vedeți, multiculturală. Studenții, ca întotdeauna și ca și astăzi, erau plini de entuziasm, exista presă studențească, existau societăți studențești. În principal era câte o societate studențească pe fiecare facultate. Și era ceva mult mai interesant, care astăzi nu mai există, existau societăți pe regiuni. Genul, studenții din Maramureș care vin să studieze la Cluj, ceva de genul, așa, ca tip de societăți studențești. Aici, de exemplu, aveți o hartă a României Mari, tot așa, luată dintr-un anuar, foarte interesant, unde, nu știu cât de bine se poate vedea, sunt, deasupra e numărul de studenți din acel județ și jos numărul de populație din județ. Dar nu s-a făcut, din păcate, în fiecare an, e doar într-unul dintre anii în care au fost anuarele. N-au făcut această statistică sau această hartă, dar e foarte interesant apropo de originea studenților. Ca și astăzi, mulți dintre absolvenții universității noastre au fost implicați în politică. Astăzi, ca un singur exemplu, poate sigur se știe că președintele Iohannis e absolvent de Babeș-Bolyai. Da. Ei, și atunci mulți dintre... mai puțin poate spuneți, dar profesorii din acea vreme erau membri în guvern, ministrii a educației sau la cultură sau secretarul de stat și așa. Și evident, ulterior și studenții au fost membri și implicați în politică. O să vedeți după aceea, asta însemna că mulți au și plătit, adică au ajuns pe la Siget și okay. Au fost condamnați de regimul comunist, că au colaborat cu regimul. Plus că, poate asta știe mai puțină lume, faptul că prin Constituția din 1923, universitățile trebuiau să trimită senatori în Senat. Era așa numitul senator de drept. Deci erau pe atunci patru mari universități. București, Iași, Cluj, Cernăuți. Și ele aveau senatori de drept în universitate, în Parlament. Ce sunt? E ok? Bun. Aici avem războiul mondial, când din nou universitatea este foarte afectată. Știți sau ați auzit probabil de dictatul, arbitrajul de la Viena, când Transilvania de Nord este retrocedată Ungariei, se retrasează granițele. Și să vă imaginați, Clujul era în Ungaria, Turda era în România. Da. Deci granița pe dealuri în jur, foarte aproape, nu? 30 de kilometri între Cluj și Turda. Ceea ce afectează în mod direct universitatea, care împachetează totul lăzi, cum este cea de aici, de exemplu, pentru că dacă vă uitați aici scrie Universitatea Cluj-Sibiu, se împachetează cărțile, aparatele tehnice, tot, și profesorii și studenții pleacă în exil, cumva. Facultatea de Științe va ajunge la Timișoara și celelalte trei, Medicina, Dreptul și Literele, ajung la Sibiu, pentru că erau orașe mai mici, nu încăpeau toate patru facultăți într-un singur oraș. Aici sunt imaginile cu noile clădiri, cu profesorii care sunt în refugiu, mulți lucrau în spital, cei care nu sunt concentrați pe front. În orice caz, și interesant, și în anuar, Universitatea din Cluj, liniuță Sibiu. Și ideea, da, că suntem cei din Cluj, dar refugiați în Sibiu și că ne vom întoarce cândva. Iar în clădirile lăsate de libere, de universitarii clujeni, să spunem români, se întorc universitarii maghiari. Și aici sunt imagini din Clujul de epocă cu profesorii maghiari care revin și răiau. Deci între 40 și 45 avem o universitate maghiară în Cluj care predă iarăși cu numele de Franz Iosif. Da. Sunt și diplome. Aici aveți o diplomă, vedeți tot Franz Iosif și în latină. Scrie Coloșvar Hungaria aici jos. 44. Dacă o vedeți, dacă puteți să aici mai cam așa, cât de bine vă arăt aici mai jos, acum să și reflectă în sticlă puțin. Așa.
Și deci cumva sunt în două universități în paralel, cea românească la Sibiu și Timișoara, cea maghiară la Cluj, reluată, revenită. Momentul 45, comunismul, Transilvania revine în granițele de dinainte de război și se revine la Cluj. De aceea și aceste titluri, da, 5 ani la Sibiu, un an la Cluj, așa. Aici este momentul în care guvernul Groza decide că universitatea se întoarce, deci ce apare în presă. E un moment important pentru universitate. Din nou, maghiarii pleacă înapoi în Ungaria și revin românii, dar pentru că e 45 și deja se schimbă treptat regimul politic, deja se și vede, de aceea am și pus acest afiș, cum încet încet profesorii trebuie să se alinieze și să predea în funcție de ideologia vremii, ceea ce, cum se spunea, lumina vine de la Moscova, de la răsărit, deci nu mai putem să gândim, să zic, în mod mai liber sau mai democratic. Este probabil pentru mulți greu de imaginat că au fost și aceste vremuri. Universitatea Clujeană și-a păstrat numele Universitatea Regele Ferdinand până la sfârșitul anului 1947, de fapt până a devenit Republică, dar așa cum spuneam deja, schimbările politice se fac simțite. Și după momentul 1947, numele sunt de fapt două nume și avem, vorbim de două instituții. Universitatea Ferdinand I, Regele Ferdinand I, va deveni Universitatea Victor Babeș, pentru că era un savant cunoscut și, ca să citesc din procesul verbal în care s-a dezbătut ce nume să ia Universitatea Românească, un savant care era pe pleacul sovieticilor prin munca lui științifică, chit că, pe lângă faptul că avea și origini transilvanene, au fost mai multe variante de nume ale universității după Ferdinand, inclusiv Racoviță, care ar fi meritat pentru că a fost profesor la Cluj, dar, mă rog, era a fost considerat prea burghez, să zicem așa, fusese și membru prin Parlament, președintele Academiei, da. Deci nu l-au acceptat pe Racoviță și am rămas cu numele Victor Babeș, da. Cu numele acestea, vedeți, din 48-59. Important sau interesant de spus ar fi că în această perioadă avem prima femeie și până astăzi singura femeie rector a universității, Raluca Ripan, o chimistă. Deja, cum spuneam, sunt mandate mai lungi de 5-4 ani, în fine, cum era legislația vremii. Și universitatea se aliniază din nou lucrurilor politice. Vedeți, cred că titlul ăsta vorbește de la sine, da? Învățăturile lui Stalin despre limba română, ceava rusa cu româna, că nu sunt nici din aceeași familie lingvistică, da. Dar cam asta trebuia să publice, profesorii trebuiau să devină membri ai Partidului Comunist și cine nu se conforma a avut mai multe, să zicem așa, direcții. Foarte mulți profesori, cum vorbeam, cei care fuseseră în guverne sau cu figuri publice înainte de 45, au ajuns la închisori, la Sighet, la Iud și așa mai departe. Unii au și murit, de aceea este această listă. Aici vedeți pozele a doi membri istorici cunoscuți, doi membri ai Academiei Române care au ajuns deținuți la Sighet. Alții, cum a fost Blaga, a fost dat afară din universitate și a ajuns bibliotecar la bibliotecă și urmărit de securitate. Și cam așa, cei mai fericiți au fost cei care, unii au reușit să plece în Occident, dar au fost foarte puțini aceia care au plecat. În general, represiunea regimului în anii 50 pentru profesori a fost destul de importantă, mai ales profesorii din domeniul științelor socio-umane, ca acum la matematică și la fizică, acolo 2 cu 2 tot 4 făcea, nu prea puteai băga ideologie, dar psihologia, istoria, filozofia au fost cenzurate, interzise, psihologia ca secție, ca studiu s-a și interzis în anii 70, poate că se știe și așa mai departe. Imagini tot așa aici din perioada comunistă, cred că astea sunt mai familiare, poate, cu scrisul pe tablă, cu practici de teren, nu chiar la porumb, dar existau și alea, avem și poze de astea în colecțiile noastre, da. Cu cules de mere și de porumb pe care le făceau studenții și pregătirea pentru apărarea patriei, plus o chestie care exista și anume că uneori autoritățile locale îți plăteau studiile și tu te angajai prin contract să te duci să lucrezi câțiva ani acolo. Asta era cumva strămoșul repartiției din anii 70-80. Când da. Studenții erau repartizați și trebuia să facă stagiul acela de mers la țară, nu?
în general. Ei, și dacă avem Universitatea Românească, Universitatea Victor Babeș, în perioada 45-59 avem și o universitate maghiară. Deja v-am vorbit mult despre tradiția academică maghiară clujană. Ei, Universitatea Boio este o structură nouă înființată de comuniști pentru minoritatea maghiară din Transilvania. Cu rector separat, profesor separat și, evident, limba de predare maghiară. Aici aveți imagini cu clădirile în care a funcționat Universitatea Boiei. Astăzi aici este Facultatea de Litere în această clădire și aici este Facultatea de Chimie. Deci sunt toți clădiri care au rămas în cadrul universității de astăzi, clujene. Dar pe atunci, deci în anii 45-59, era doar Universitatea Boiei. În 59, care e momentul de după revolta de la Budapesta, anticomunistă, la care mulți intelectuali maghiari din Transilvania au susținut ideile anticomuniste și au susținut ce s-a întâmplat la Budapesta, în 59 din nou intervine politicul în viața universității și se decide unificarea. Deci aici sunt fragmente din ziar, ziarul comunist românesc Făclia și ziarul comunist maghiar, cam același text care spune că în unanimitate profesorii de la Boioi și de la Babeș au votat să se unifice. De aceea numele acesta Babeș-Boioi, pe care îl avem și astăzi, el datează din 59, de la momentul unificării. Pentru structura universității a însemnat o schimbare și anume faptul că odată profesorii și studenții maghiari, numărul lor s-a diminuat foarte tare, până în 89 chiar aproape nu mai exista deloc acest tip de studiu în limba maghiară și ca facultăți s-au dezvoltat foarte multe. Acum vă vorbeam înainte de cele patru facultăți inițiale, da? Medicina, dreptul, literele, științele. Ei, din momentul în care vin comuniștii la putere și se transformă universitatea în Universitatea Victor Babeș, medicina se desprinde prin legislație și devine universitate separată. Institutul de medicină, astăzi ceea ce se cheamă Universitatea Iuliu Hațăganu de medicină. Deci ea nu mai face parte din universitate. Inițial am fost împreună, acum suntem separați. Da. Era modelul sovietic din nou preluat. Și așa cum spuneam, aceste schimbări, transformări, acum ca un lucru mai interesant, pentru o foarte scurtă perioadă de vreme, câtă vreme exista Universitatea Boiei, vedeți această diplomă în care era în două limbi, în română și maghiară. Da. Deși limba oficială a statului a fost întotdeauna doar limba română, dar foarte scurtă vreme și carnetele de student și diplomele de absolvire au fost în două limbi. Dar astăzi, bineînțeles că nu mai este așa. Da. Bun, acum în muzeu ar trebui să mai spun încă un lucru, să vă duc și în partea asta, încă o dată ne întoarcem puțin la highlight-uri. Așa. Tocmai spuneați că ceasurile sunt... Da, că ceasurile sunt funcționale, se aud. Aici sunt câteva din personalitățile sau momentele mai importante. Odată, deci, în 2022 am sărbătorit 150 de ani de Universitate Maghiară la Cluj printr-o expoziție temporară și în 2019 100 de ani de Universitate Românească la Cluj. Aici vedeți... mă rog, medaliile și timbrele care au fost scoase cu ocazia aniversării de 100 de ani a Universității Românești. Aici avem câteva poze și medalii legate de personalitatea lui Emil Racoviță, care spuneam că a fost foarte important pentru Cluj. A venit special din Franța să predea la Cluj biologie și a fost directorul primului institut de speleologie din lume înființat la Cluj, special pentru el în 1920. Așa. Aici sunt din nou medalii diverse acordate profesorilor, inclusiv o medalie sovietică Ordinul Lenin, aici, cel cu roșu, acordat Raluca Iripan, singura femeie rector, despre care vă spuneam. Da, astea sunt medaliile regale, apropo de diferențe, cât de frumoase erau și decretele de acordare a medaliilor. Ca și astăzi, mulți profesori au asemenea medalii și primesc cu cei cu merite mai deosebite. Iar aici este patronul grădinii botanice, Alexandru Borza, poate ajunge și acolo, grădina botanică care e foarte cunoscută în Cluj și care ține tot de universitate. Și ca Alexandru Borza, care ca botanist a descoperit o plantă care îi poartă numele, e cea mai mare onoare în știință să ai ceva care să poartă numele tău, el a descoperit această plantă în Delta, de aceea Alisum Borzeanum, deci cam astea. Ar fi câteva dintre
highlights-uri și evident noi mai avem multe, să spun, în colecții, multe imagini și documente și despre ce s-a întâmplat după 1959, până astăzi, până în 2023. De obicei folosim aceste informații pentru expozițiile temporare, pentru că spațiul nu ne permite să ne desfășurăm așa cum am dorit sau la cât de bogată este istoria universității noastre. În orice caz, astăzi, deci după căderea comunismului, după 1990, astăzi suntem singura universitate multiculturală din țară și cu trei linii de predare, trei linii de studiu, în limba română, în limba maghiară și în limba germană. Studenții putând să aleagă să se înscrie de la anul întâi într-una din aceste linii de studiu și evident după aceea la nivel masterat, doctorat și cu limbi internaționale, engleză, franceză, italiană, germană, care sunt după aceea de bușe către viitor. Cam atât, ar fi poate mult mai mult de spus. O să vă arăt și un pliant, o să vă dau și un pliant, da, al muzeului nostru, unde veți putea găsi așa foarte concentrat tot ce v-am prezentat în muzeu și sper să mai veniți să ne vizitați și să ne urmăriți expozițiile temporare. Programul de vizită este cel al, practic, al facultății. Da, al universității, pentru că noi suntem găzduiți în clădirile universității, deci programul de vizită este de luni până vineri, de la 9 și jumătate la 1 și jumătate. Și în mod excepțional, dacă sunt grupuri care vor să vină, atunci se poate și în afara acestui program, dar trebuie o programare prealabilă prin telefon sau prin e-mail ca să știm să putem primi aceste grupuri. Da, vă mulțumim tare mult și specificăm că pe tot parcursul acestui muzeu, vis-a-vis, avem clădirea centrală pe care, dacă te întorci, o să vedem pe geam. Vă mulțumim și vă urăm toate cele bune. Cu plăcere și vă mai așteptăm!